Amin. Ave Maria, Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. And the gift of the Holy Spirit, Lord have mercy. Help us, save us, and mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. Pace tuturor. Și Domnului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. We give thanks to you, invisible King. By your infinite power, you create. Amin. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din Sfântul Casă, tot și de pe Sfântul Vatii Părăției Tale. Și vină ca să ne sfințești și acestuși împreună cu Tatăl Cer și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne venicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău. Dumnezeu, recurește-te mulțumire pe toți și mulțumiește. Dumnezeu, dăminostiți mie păcătosul și mă miliești. Dumnezeu, dăminostiți mă să mie păcătosul și mă miliești. Let's be attentive. Dărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. My transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, known and unknown, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for the forgiveness of sins and for life eternal. Amen. Receive me today, Son of God, as a partaker of your mystical supper. I will not reveal your mystery to your adversaries, nor will I give you a kiss as did Judas. Cuvântul iubirii tăcut și duios, să-ndemne pe oricine spre cerul frumos. Cuvântul iubirii tăcut și duios, să-ndemne pe oricine spre cerul frumos. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-un mine rămâne și eu într-un dânsul. Deci, milostivește, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, și fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine, spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și... Apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Trupul lui Hristos primiți. Despărțite-i Sfintei Tăiri, întinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Binecuvântată să Dumnezeu noastră.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Să vă cedem Sfântul în pace și fără de păcat cerem pre noi în viața noastră. Dărește pașii noastre pentru rugăciunile și necășirile servite în sfetarea Dumnezeu și pururea Fecioare Maria. Pentru ajutorul Sfinților Tăi, că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu să faci și cu să iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Dumnezeu, rănădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Celea ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ocrotirile cereștelor și netrupești puteri cu acele de viață, păcătoare și cinstite cruci, cu rugăciunile Sfântului Proroc Avacum, a Sfântului Mucenic, a Sfintei Mucenițe Miropi, pentru Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin! Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. În următoarele minute vom face slujba parastasului pentru ca să-i pomenim pe toți. Spatele icoanei, o să vă rog să facem un lucru. Fiecare dintre toți astăzi care suntem prezenți, de la cei mai mici, care știu să scrie, până la cei mai mari, își scriu numele tipărit și după aceea semnează. Și ar fi frumos să-și treacă. Aleluia, 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 aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivenisești, ci ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amijnică sfinților, aceluia cu din adevărește, Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu și ca pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Șrefă lor, Doamne, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Eroilor, ostașilor și luptătorilor români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Și de fălor, Doamne, veșnica pomenire, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte, că mulți-a-ntrăiască, mulți-a-ntrăiască, mulți-a-ntrăiască în drumul să găinuiți, pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Nu, originalul e Muntele Atos. Și a fost dăruit un exemplar zilele trecute la sfințirea catedralei de către cei călugări din Muntele Atos. Și acum avem și noi. Și avem și noi. Bravo. Pe mâine de moarte, mi-e pentru slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, prea sfântă. Și pentru slava celui născut din trânsa a Fiului Tău, celui unul născut de o ființă și pentru a Ta, a Părintului Tău, celui fără de început, a prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului Tău Duh,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește și se binecuvintează icoana aceasta cu harul prea Sfântului Duh și prin stropirea cu apa sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește și se binecuvintează icoana aceasta cu harul prea Sfântului Duh și prin stropirea cu apa sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează. Și să dea Dumnezeu ca peste 100 de ani generațiile după noi, când ori merge să s-o închina la biserica aceasta, să ne pomenească, măcar să ne pomenească acolo, ca și ctită. Doamne ajută, o fiți la închinare. O să înnăm după ce terminăm, după ce terminăm programul. Vin eu. Vă rog frumos. Doamne ajută. Vă rog frumos să mă ascultați o leacă. Este un lucru foarte serios pe care vi l-am cerut, nu o bășcălie. Să ne semnăm pe spatele icoanei, să ne semnăm scris frumos, eligibil. Și acolo să ne trecem și vârsta, nu vă temeți că nu o să vă dau un gât la nimeni câți ani aveți.